Directorul CNAIR Cristian Pistol a desemnat câștigătorul contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar pentru procedura de construcție a drumului de mare viteză Caransebeș-Lugoj. Compania spaniolă care a preluat lucrările are la dispoziție 16,07 milioane de lei și 21 de luni pentru finalizarea contractului. Construirea drumului de mare viteză Caransebeș-Lugoj are ca obiective principale reducerea timpului de călătorie și creșterea vitezei medii de deplasare între Caransebe și Lugoj, asigurarea unei conexiuni cu viitorul drum expres Craiova-Târgujiu și cu centura municipiului Târgujiu. De asemenea, este vizată îmbunătățirea condițiilor de siguranță a traficului rutier, reducerea numărului de accidente și îmbunătățirea parametrilor de confort în trafic. Acest contract este finanțat din fonduri externe nerambursabile și va putea fi semnat după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea acestora.